Călindu, în care răspunde la minciunile spuse de Dorian Popa despre el. Stați până la finalul clipului să aflați ce i-a transmis și nu uitați să lăsați un like și un subscribe pentru a susține canalul. Călin a postat un video pe YouTube în care a spus tot, iată rezumatul. Am ajuns să fim prieteni buni, după cum a spus și el. Hâțcu, bună dimineața, fraților, Hâțcu, unul dintre prietenii mei buni. În ziua în care am fost arestat, întreaga presă și social media parcă a explodat. Opus total așteptărilor mele, Dorian Popa a pornit o avalanșă de acuzări, defăimări, calomnii, chiar instigări și dezinformări la adresa investitorilor mei. De ce și-a asumat rolul de judecător? Sunt întrebări la care nu am primit niciun răspuns, deși l-am contactat pe Dorian. Însă, așa cum deja am declarat, acesta mi-a spus că nu mai dorește să aibă absolut nimic de a face cu mine. Sunt consternat și în același timp debusolat. Este posibil să fi fost părtaș la o escrochelie, ca să spun așa. De asemenea, a spus minciuni despre faptul că nu s-a plătit niciun ban vreunui investitor în acest proiect. Copiii mei l-au văzut la noi în casă, s-au bucurat de el, au râs împreună, iar ulterior l-au văzut la televizor, fiind profund traumatizați, neînțelegând cum un prieten de-a lui tata ajunge să-i facă atât de mult rău, fără ca să fie nevoie. Contactându-l pe Dorian Popa pentru a explica că tot ce se aude în social media și la televizor sunt exagerări, iar în fapt, proiectul nostru merge mai departe, neexistând la acest moment vreo acuzație pentru panourile fotovoltaice. Dorian a răspuns imediat cu acest story. Bă, fraților, pe măsură ce trec anii, îmi dau seama că efectiv sunt zile în viață când obosesc. Bă, de ce să fim atât de răi, mă? De ce, mă, atât de răi, mă? De ce, mă?